Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod aici cu Stuttgart și desigur după vânzarea monstru sau mai bine zis bombă a lui Nubel, ia uite că am și scos o grămadă de bani, cred eu că mai degrabă să căutăm un portar. Nu putem sta chiar cu Carlos în Champions League să nu repetăm istoria, dar desigur poate o vom repeta într-un alt career mode, unde desigur el va fi omul meu cheie. Bun, înainte de toate vreau să-i dau lui Marin un contract nou, că am văzut acolo că ceva nu e în regulă cu băiatul nostru, așa că desigur am să încerc să îi dau un contract nou, că poate îl mai îmbunez. Și desigur după renuierea contractului lui Marin o să mergem să facem treabă, să căutăm un portar. Încă sunt puțin indecis, mă gândesc totuși la Leno, mi se pare cea interesant, plus că e german, știa reveni înapoi în Germania, chestii, trestii, fițe. Mă rog, ia să vedem. Din prima oară, desigur, cu Marin și după, desigur, după achiziția lui Leno, mă gândesc, desigur, să văd și de ăsta, fraților, de un KM. Încă nu știu dacă tot în acest episod sau în viitorul. Știți cum e? Uite așa, uite deja vrea 10.000 de euro mai mult la salariu. Bă, nebunul ăsta, mă, care e el nebun. Hai, fie, numai rămâi cu noi, Marine, că avem nevoie de tine. Bun. Nu cred că mai am alți jucători de vândut per moment. Mangala Transfer Talk. Breakdown with... N-a putut să înțeleagă la o sumă. Interesant. Bun, deci Transfer Hub. Revenim aici în Transfer Hub și ne uităm la portarie. Dar voi folosi mouse-ul să ajungem un picuț mai repede. Ia uite la așa. Deci, era desigur Golac și acolo pe listă, doar că desigur nu e chiar așa wow, 31 de ani deja. Și plus că costă destul de mult, aproape chiar cât omul nostru Leno. Bun, Radu ar fi fost mișto să-l iau mai repede și să-l mai încerc eu să-l evoluez deja, parcă un pic prea târziu să-l achiziționăm. La Font, cum vă ziceam, nu am așa chef de evoluat și răbdare. Loris deja e gata de-l pic în cap. Oblak, desigur, e o avere. Neto, nu știu dacă... Nu, e slăbuț Neto. Și desigur, Leno e o avere care îl vom păstra pe o dată aviatoare. Bun, deci, între Szczesny și Leno, tind să jonglez. Deci, hai să mai vedem o dată. Ca și diving, 86, handling, 85, reflexe, 90, 89. Deci, 86, 90, 89, astea contează un picuț mai mult. Deci, diving-ul, reflexe și positioning-ul, 86, 90, 89. 86, deci, opa. 86, la fel. 90, așa, diving, positioning, 86. Hei, sunt identici. Ce dracu. Oamenii ăștia sunt identici. Da, uite ce chestie, doar două secunde să dau televizorul. Bă, o idee mai încet. Și, da, dacă ar fi așa să le mai degrabă le iau pe Leno, că la 31 de ani, Leno 29, și în caz că mai jucăm un sezon, că nu câștigăm Champions League sau ceva, Leno ar fi corect, știi, ar fi bun încă un sezon, două. Ok. Reîncercăm să-l achiziționăm pe Leno. Vom începe desigur cu valoarea lui pe piață, 35 de milioane. Știu că eu o să-mi ceară, cred că 50. Da. Nu s-au răzgândit la această sumă. Vom coborâ. Bine, vom urca acum că 5 milioane. Vom încerca 40. E tot 53 îmi cer aici. 43 de milioane. Ok, aveți nevoie de puțin timp de gândire. Ok, cred că 50 o să fie suma care o să-l miște de acolo. Stai să vedem, Onana, 86, positioning, reflexe, nici el nu-i rău. Parcă aș fi vrut să-l iau la alt career mode. Mă rog, ca să-l iau și un picuț mai repede încât să-l pot evolua. Ok, Leno au revenit aici cu o contraofertă. Desigur vor un 5% în viitor transfer, texte de astea șmecherii pe vampiri, dar nu. Remove release clause. Las că facem noi cu bani cash. 45 de milioane este suma corectă, nu? Ok.
Și totuși ne mai rămân o grămadă de bani și dacă ar fi să-l vindem, să-l cumpărăm pe ăsta cu 50 rotund, știi ce? Hai că-i dau 50 rotund. Ne mai rămân 100 de milioane, fraților, deci putem lua un mijlocaș forță, chiar forță. Bun, hai să începem negocierile cu Leno. Ăla e, ăla e, sper că cu Leno o să ne descurcăm mai bine decât cu Nubel. Crucial, sigur. Așa, ia să vedem, contract length, 4 ani, ce zici, bro? Deci, sigur, accepti, fair, perfect, fără release clause, aia ne place să auzim. Și asta ne place și mai mult să auzim. Uite ce salariu, 70.000, am înțeles că am scos bonus. Da, acceptă, 70.000 de euro salariu de la 120 sau cât avem înainte. Nu contează. Leno, bine ai venit la Stuttgart, un transfer, zic eu, foarte interesant, foarte fresh. Nu l-am mai transferat pe Leno și nici nu știu dacă într-un alt caz l-am mai jucat pe Leno. Bine, pe vremuri, dar ia uite-l pe Leno cum intră aici pe teren în primul 11, 87 overall. În fața lui este desigur Kehrer, care chiar dacă n-are overall-ul ăla foarte mare, are statisticile corecte pe apărare, în la fel ca și Hoever, Bayer, să nu mai zicem, Alaba, desigur o să vină aici un poate un alt mijlocaș în fel locul lui Marin sau lui Leimer. Atacul cu Doni seară rămâne, Rebic, am încredere în el încă într-un sezon, pentru că are stats-uri foarte faine de la viteză, la stamina, la fizică, la shooting, e foarte, foarte corect acest jucător. Și Donis e Donis, știi cum zic, ea că l-aș fi putut face pe Donis râmă, amu văd. Și puteam la un sâtă ca lumea și jucam pe cu Donis râmă. Ei, hey, dar stai că încă pot să fac treaba asta. Și atunci Odegaard o să fie un KM sau KM, un KM cu physical ăsta e un pic cam slăbuț, mai degrabă KM. Dar asta nu însemna să-l scot pe King. King oricum nu e chiar... Wow, în ultima perioadă, din câte se și bine vede, nu e neapărat unul ce-ar rupe norii. Și atunci Odegaard KM, frumos, că știu că parcă juca de multe ori pe KM, dar și RM era tentant. Și atunci Donis o să fie RM, care are și accelerație și tot beton. Și atunci o să ne căutăm un ST șmecher ștecher, știi cum zic? Da, hai că căutăm un atacant șmecher ștecă și atunci Leimer o să fie acolo, KM, Donis, pac, știi cum zic, o să avem o rezervă de atacant care o să fie King și mai mult ca sigur o să căutăm și un KM, un KM șmecher, deci un KM și un ST. Hai că ne uităm împreună și poate că o să vă întreb acum pentru viitorul episod sau ceva, în caz că nu mă pot decide. Deci, revenim, hai să începem cu atacanții, dacă tot de aici ne-au dat băieții. Deci, Mariano nu, Alibeg nu, Suarez nu, Marenga, prea târziu, nope, Arp, ar trebui să-i dau scout, Jovic bătrânel, Puki nu, Richarlison nu, Bacioai, Teixeira, Bacamburi sunt lui John, deci nu-l putem lua pe Bacambu. Piatek sau Piontek ar fi haios, ar fi fain într-un fel, un jucător care mi-a plăcut foarte mult la Milan și încă parcă îmi pare rău că l-au vândut, nu știu de ce au apucat, într-adevăr a avut un început de sezon foarte rău, că nu prea a dat goluri, dar totul consider un jucător foarte interesant pe Piatek, Piontek, mă rog cum e exprimarea. Ia, finishing, shot power, heading accuracy, volleys, are un pic de viteză, strength. E chiar șmecher, să fiu sincer, e chiar șmecher. Ben Yedder, ce stats-uri are și plus e forța anul acesta, mai ales în Ultimate Team. Jesus ar putea fi o idee, Aubameyang ar fi interesant. 32 de ani totuși, nu știu ce să zic. Lukaku, parcă l-aș mai vedea la mine la echipă. Un picuț greoi, lent, acea accelerație, dar practic e un tank. E un tank omul ăsta în atac. Werner deja costă o avere. La gazet, nu, Voland, poate ăsta e regionul lui Ibrahimovic, ar fi fost fain într-o glorie unde chiar s-a apuc să-l joc. Milik, iarăși un polonez interesant, așa ca și Stețu și tot. Kramaric, Andone, Haaland, sau Osimhen, viteză umană, înalt. Nu prea are stats-urile alea pe finishing, ceea ce un pic mă disperă, ar trebui să le iei mai repede, știi, ca să poți să le evoluezi acolo pe finishing, pe shooting.
Turam, nu, oameni, wea, Dolberg, pe vremuri ce șmecher era Dolberg, acum parcă nu mai e chiar așa, wow. Aia, vedeți, Jovic ar fi fost haios să-l luăm, să revină cumva în Bundesliga, dar mi-a luat înainte cei de la Leverkusen. Nu e un atacant care să zică ăsta e perfect pentru ăsta, pentru fraților, pentru Stuttgart, știi? Nu e ăla care să zică, ăsta e acel om, știi? De-aia poate că și Donis e interesant acolo să rămână pe pozițiile, dar hai să vedem de ăștia alți, RV, știi, care pot să joace și ST. Acum Ødegaard joacă pe mai multe poziții. Haaland am să-l păstreze, sigur că o să mai mult ca sigur o să fac un care cu Dortmund fiind o echipă care îmi place la nebunie din Germania, deci mai mult ca sigur o să jucăm și cu Dortmund. Deci, da. Ar fi Bergvijn ăsta, care l-aș putea pune pe poziția de RV Ødegaard cam și atunci Donis revine ca și ST. N-ar fi rău. Adama Traore ar trebui să-i dau un scout. Da, aia că nu mai mi-a arătat absolut niciun stat. Firmino, nu. Ăsta am zis că e super șmecher, dar văd că s-a și transferat la Lazio, vedeți, am citit eu ceva acolo, am știut eu că l-o să fie șmecher. Și într-adevăr, una, două l-au și luat ăia. Ulfiani Samiri, tu ce ești ca, mă? Nu știu ce să zic, Stöger, Bruno Fernandes, Forsberg, deja prea lent. Prea lent pentru FIFA-ul din ziua de azi. Muruțan, Nangolan, Sabitzer, a avut un sezon foarte interesant Sabitzer și chiar e un jucător interesant, așa, cam scump, dar forță, dar forță. Ia, sau Dani Olmo, tot timpul am zis de Dani Olmo că e interesant și Milanul era interesată de el, dar din păcate nu l-au luat că dar chiar cerea mult și să fiu sincer, e greu să-ți dai seama în ziua de azi, știi, să dai o avere pe un jucător de ăsta tânăr numai pe faptul că e tânăr, dar de fapt nu știi, băi, bun sau nu-i bun, oare joacă la fel sau a fost one season, știi, un singur sezon și după care pică în cap. Ae. Bună, Szabonszlai, stai un pic, s-a transferat recent la Hertha, fuck, bine, fail, Thorgan, tot mi-era gândul la el și înainte să-l iau pe Ødegaard, ar fi fost o idee interesantă, n-aș zice nu, Paqueta, așa, Van de Beek, ce mult o evolua nebunul, Arnold Tolisso mi se pare un mijlocaș foarte, foarte echilibrat, foarte șmecher. Dar unul din prefrații mei, cel puțin anul ăsta, este Goretzka. Mi se pare un mijlocaș incredibil de epic, frate. Face tot ce trebuie. De la partea de defensivă, la atac, un pic acolo, un pic dincolo. Am și dat câteva goluri faine cu el. Golovin este iarăși o idee foarte, foarte mișto, mai ales pe Câamâș, atunci o să revină Ødegaard. Să știi că asta aș face. Golovin, Câamâ, revine Ødegaard pe RM și Donis ST. Practic rămânem cu Donis. Vreau să-i dau șansa asta până în capătul lui Donis, dacă știți ce vreau să zic. Și zic că e. Ia, ce părere aveți despre această idee? Deci, cumpărăm un atacant, deci fie cumpărăm un atacant și Doni să fie RM și așa mai departe, dar atunci cine să fie atacantul? Bun, asta e o idee. O altă idee care parcă mie îmi place și mă gândesc că asta ar fi cea mai logică, să le pe Golovin, Câamâ, că știu că e destul de ofensiv, are valoare de 30, este valoare la 38 de milioane, dar pot să le iau cu release clause la 42 de milioane, deci este ieftin. Are stats-uri de nu-ți vine să crezi și cred că cu cât mă uit mai mult la jucătorul ăsta, la stats-uri, cred că asta o să fie așa. Și ce ar mai fi? Kovacic e destul de interesant ca și Câmă, Tielemans îmi place ca și Câmă, Allen, așa o variantă hăpt, o idee mai ieftină. Fein, Eckstein, Maier, Wijnaldum, iarăși mi-ar place să vină ca și Câmâ, un pic cam scump, un pic acolo cam scump. Dar da, este Emre Can, Gündoğan, Keita, fraților,
Keitar, iarăși o idee interesantă și așa de distracție. Mkhitaryan deja un pic cam bătrân. Ce mai am aici? James, nu? Gomez, nu? Paulinho, numai că trebuie să-i dau scout. Doamne, ce dracu s-o reseta căcatul ăsta de scout. Și wow, Kimmich deja este la 90 overall. 90 overall pentru Kimmich. Wow, ce nebunie. Ia și Rodri, frate. Practic, e corect acel release clause. E tentant. Până și asta e tentant. Foarte tare. Ce se întâmplă aici? O grămadă de jucători care zic că ar fi mișto la echipă, dar încă nu știu sigur. Eu totuși tind spre a-l lua pe Golovin. Deci, stați un pic să dau aici înapoi. Deci Odegaard o să fie winger, Donis o să rămână ST, Golovin o să rămână în locul lui King, King care o să fie o rezervă, avem rezervă pe LV, RV, KM, îl avem pe King care e practic ST, KF, Mafeo, RB, avem doi mijlocași, Bataglia, Mangala, CB, LB, iarăși un LM, RM și desigur Karius pe partea de goalkeeper. Poate n-ar strica încă un CB, știi că se rupe, să zic, Hoever. Îl pui pe Kabak în locul lui și după aia, știi, poate și un CB ieftin. Și așa de distracție, n-ar, poate și un român, numai acolo, știi, să fie de umplutură. Hăpt, să nu ne trezim că am avea nevoie de încă un CB și nu avem, știi ce vreau să zic? Da. Ok, bun, să zic că dau așa, de la Chelsea pentru Bayer, de ce l-aș da, fraților, că este în primul 11, este titularul ăsta. Duceți-vă departe. Bun, I'll consider it. Ok, o să avem aici un match cu cei de la Werder Bremen, haideți că să simulăm acest meci, să vedem dacă, desigur, începem cu dreptul acest campionat. Uite așa. He proved the right man, nu știu ce. Așa, Alaba, forță, thank you. Bun, deci, hai să vedem, mergi cu Bremen, ar trebui să-i batem, hai să vedem. Oh, dublă King și Rebic. Vedeți, totuși, acum King îmi bagă, cum s-ar zice, îmi bagă piedică. Eu care mă gândeam să le iau pe Golovinul locului lui, apoi la primul lui meci, la debut, să zicem așa, în noul campionat, în noul sezon al campionatului, el dă gol. Tăi, și nu doar unul, ci două. Băi, ești nebun. Dar bun, hai să vedem aici, nu Chong, m-am plictisit de Chong. Odegaard nu cred că mai evoluează, cred că e blindat la nivelul ăsta, da, e blindat. Nu mai ce să-i faci. Kabak poate... Bayer, am zis că vreau să le evoluez un pic pe dribbling, un pic pe nu știu ce, dacă desigur mă lasă, dar văd că nu prea vrea. Având în vedere că el o să fie un râb în mare parte, ar trebui să-l mai fac și pe passing, pe long pass, nu? Crossing, da, trebuie mult crossing. Văd că la dribbling-uri și de asta nu prea vrea. Un pic de shooting nu i-ar strica. Că, na, știi cum e, tot timpul mai te trezești cu râbul în atac și, na, te trezești în atac, ce faci? nu mai ataci, dar normal că ataci. Și după aceea dai un șut și vezi cum ții norocul, știi cum zic? Bun. Îl mai punem și pe ăla să facă 90 complet, știi, cap-coadă. Pe cine mai pun? Marin e gata de el, ăla așa. Marin, ca și Marin, oare Kabak ar mai evolua? Kabak, da, perfect, bun, și atunci o să mai fie Kabak acolo, perfect, băieți, ai evoluați, fire, super. Bun, și atunci în episodul viitor ne vom decide, sau mai bine zis, ne vom decide practic în comentariile de mai jos în acest episod și vom vedea în episodul viitor care va fi alesul. Eu nu tind să mă duc spre Golovin, dar dacă văd că mulți îmi recomandați alte chestii sau poate ceva care mi-a scăpat cu vederea că aș putea să-l iau, logic putem să ne schimbăm părerea și să luăm acel respectiv jucător. Bun, deci, sunteți gata de următorul episod? Fiți pe fază, nu uitați de like, subscribe, numai bine, pa, pa!